I really don't know. I don't understand. It's completely irrational. E dincolo de înțelegerea mea. Este complet irațional să fii anti-european, având ca vecini state europene. De ce am fi împotriva? Este absurd. Puterea politică trebuie să aibă curajul de a lua decizii dificile, dar corecte, fiind conștiente de faptul că ar putea pierde următoarele alegeri. Transparența pe care o avem noi se datorează accesului liber la date, precum cheltuielile publice care sunt afișate online. Aceste informații nu apar doar pe hârtie, care, după cum știți, poate dispărea. Știu că în Republica Moldova au loc niște cazuri destul de urâte și că unul din prim-ministrii voștri este condamnat la închisoare. Nu știu, am fost norocoși, probabil. Cel puțin la nivel de prim-ministru, încă din 1991 am avut oameni care nu ar face așa ceva. Funcția în conducerea unei țări nu trebuie să fie o sursă de îmbogățire. Cetățenii trebuie să vadă că guvernarea este în serviciul poporului. Nu te afli la putere ca să faci bani. Pentru acest lucru există sectorul privat, mult mai avantajos să faci bani în mod legal. Much better to make money in the private sector. Legally. Punți către Europa cu ex-președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves, în seria de interviuri cu lideri europeni de Caterina Kovali la Realitatea TV.